tragedie pe o șosea din Perugia, Italia. Alex, un moldovean de 24 de ani, și-a pierdut viața într-un accident de motocicletă. Alexei Sârbu era cetățean moldovean, dar se mutase în Italia. El se afla pe motocicletă împreună cu un prieten, când a pierdut controlul vehiculului într-un sens giratoriu. A căzut pe asfalt și a murit pe loc. Tragedia s-a produs în cursul nopții dintre vineri și sâmbătă. Prietenul lui Alex, un român de 30 de ani, care lucra cu el în aceeași firmă de construcții, se deplasa ca pasager pe motocicletă în momentul accidentului. În prezent, este internat la spitalul din Perugia cu prognostic rezervat, dar starea lui este stabilă. Polițiștii locali din Perugia au făcut primele cercetări în cazul acestui accident tragic. Din primele date, se pare că nu există alte vehicule implicate în accident. Un șofer care trecea prin zonă a fost cel care a alertat serviciile de urgență, dar el nu a văzut exact ce s-a întâmplat. Prudența în trafic este esențială nu doar pentru propria noastră siguranță, ci și pentru a proteja viața celor din jur. Suntem toți responsabili pentru acțiunile noastre pe drum, iar un moment de neatenție sau o decizie greșită pot avea consecințe tragice. Prin urmare, este esențial să fim conștienți de riscurile implicate în conducerea vehiculelor și să luăm măsurile necesare pentru a le evita. Sincere condoleanțe familiei!